Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Este ora 20:00, începe ora expertizei la Jurnal TV. În această seară vom discuta câteva subiecte și vom discuta împreună cu domnul Ion Sula, președintele Partidului Social Democrat European din Republica Moldova, doamna Vitalia Pavlicenko, politician, fost deputat, fost președinte PNL Moldova, domnul Kiril Moțpan, fost deputat, membru al platformei DA, doamna Marcela Adam, deputat PAS și Corneliu Ciurea, comentator politic. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bună seara. Pentru că se discută foarte mult despre intențiile Rusiei în Republica Moldova, mai ales după ultimele evenimente și ultimele declarații care au fost făcute spre Republica Moldova, o să vă întreb din start cât de real este riscul ca Moldova să fie pe următoarea pe lista lui Putin. Doamna Pavlicenko, vă rog. Da, această problemă acum e frământă pe toți, nu doar pe analiștii, pe specialiștii militari, pe politicieni, dar și pe oamenii simpli, pentru că ei au auzit aceste informații că există pericol de a fi atacat Republica Moldova, pentru că acolo este Transnistria și toți jinduiesc, cei din Rusia jinduiesc arsenale și munițiile care sunt acolo și probabil că se gândesc cum să le folosească. Și oamenii sigur că sunt îngrijorați, dar cred că era mai bine dacă în situația asta noi știam mai multe informații. Pentru că la început s-a spus că, adică se știe că Zelenski a anunțat că au fost interceptate niște documente, niște materiale care denotau intențiile Rusiei de a ataca Transnistria sau chiar întreaga Moldova, prin care parte și cum, nu de Doamne, să ajungem să vedem, dar până la urmă s-a mai declarat că a fost dejucat și într-un fel deturnată această intenție și într-un fel parcă urma să fie liniște. Însă, după cum ne uităm, evenimentele internaționale care au avut loc, toate declarațiile care s-au făcut în cadrul conferinței de securitate, vizitelor care au fost ale lui Joe Biden, președintele SUA, în Ucraina, pe urmă vizita la Varșovia, acolo unde a fost președinta Republicii Moldova, sigur că s-au reluat vehiculările legate de aceste pericole și, într-adevăr, e nevoie de mai multe informații. Eu observ și discuțiile din România, unde sunt foarte interesați cei care sunt acolo, să vadă, pentru că cunoaștem Iohannis, a spus că va ajuta în orice scenariu Republica Moldova, România și NATO. Deci discuțiile sunt acolo pe ideea că parcă există pericole, dar parcă special Rusia induce niște confuzii ca oamenii să nu înțeleagă clar care sunt scopurile, când vor fi lucrurile acestea, cum vor fi și în acest sens nu rămân decât să rămânem foarte, foarte vigilenți. Doamna, da. În opinia dumneavoastră, cum stau lucrurile? Rusia încearcă să inflameze acest subiect, să creeze panică, să bage zâzanie între Chișinău și Kiev, să sporească cumva toate aceste lucruri, să le catalizeze spre un conflict, sau e între propagandă și mit, așa este războiul informațional. Ce să înțelegem? Cum vedeți lucrurile? Trebuie să recunoaștem că Republica Moldova întotdeauna a fost supusă anumitor riscuri, atâta timp cât pe teritoriul Transnistriei este armata Rusiei și este situația care o avem. Anul acesta, anul 2022, din momentul în care a fost declanșat războiul în Ucraina, un război atroce din partea Rusiei asupra Ucrainei, Republica Moldova a, mai bine zis, vulnerabilitățile cu care se confruntă țara noastră au devenit și mai vizibile. Am conștientizat cu toții că suntem vulnerabili pe mai multe sectoare de securitate, atât securitate națională, cât și securitate energetică și securitate alimentară. Respectiv, toate aceste vulnerabilități pe parcursul celor 30 de ani de independență nu au fost eliminate sau nu au fost suficient de multe eforturi depuse ca să fie eliminate și să avem un stat puternic, un stat care să poată face față mai ușor provocărilor. E bine, războiul hibrid împotriva Republicii Moldova, în opinia mea, a început încă în toamna anului 2021 prin șantajul energetic.
odată cu declanșarea războiului în Ucraina, Republica Moldova a devenit și mai vulnerabilă, dar probabil că securitatea noastră depinde astăzi în foarte mare măsură de rezistența poporului ucrainean. Da, revenind la subiectul zilei, ca să aflăm și părerea dumneavoastră. Rusia încearcă să ne spună nouă că, vedeți, Ucraina ar putea intra în Transnistria, că în cazul în care vor exista anumite manevre care țintesc Transnistria, Federația Rusă va riposta, pentru că ea consideră că acest teritoriu îi aparține. Chișinău spune că nu există absolut nicio manevră, Kievul la fel. Și la câteva zile după acele declarații, care au inflamat cumva spiritele, astăzi mai aflăm că există niște militari care sunt dislocați de-a lungul teritoriului de frontieră pentru a preveni anumite escaladări. Ce să înțelegem din toate astea? Rusia dintotdeauna a adus un război informațional în Republica Moldova prin propagandă și falsuri, fake news-uri pe care le-a răspândit și în acest context cred că este mai degrabă un atac informațional asupra Republicii Moldova pentru a crea tensiuni pe intern și a crea o atmosferă de destabilizare în interiorul țării. Am văzut aceste încercări încă în toamna anului trecut, atunci când așa numita Coaliție pentru Hoție și Război a încercat atunci să destabilizeze țara. Astăzi se estimează că aceste destabilizări pe intern ar putea lua mai amploare, mai mare, dar instituțiile statului sunt la straja ordinii publice și avem siguranța că nu vor fi admise destabilizări în țară. Adevărat că avem o paletă largă de amenințări în care suntem vizați, dar instituțiile noastre monitorizează situația și, așa cum ați menționat și dumneavoastră, pentru moment rămânem vigilenți, dar nu avem motive ca să creăm motive de panică. Deci instituțiile statului stau la straja securității și a păcii în Republica Moldova. Doamna Pavlicencu, a menționat de Colbasna. Domnul Cerea, Rusia vrea să ajungă la Colbasna? Asta este țelul pe care îl urmărește? Bun, asta a fost o ipoteză, dar mai curând rușii vorbesc despre faptul că sau sunt îngrijorați că ar putea Ucraina, într-un fel sau altul, să ajungă la Colbasna. Deci sunt trei abordări sau trei modalități potrivit cărora rușii ar putea cumva să intre în Republica Moldova. Prima este ceea ce spuneți dumneavoastră, în cazul unei lovituri date de Ucraina. Din câteva motive, rușii ar putea să riposteze. Înțelegem că Ucraina nu are de gând să facă acest lucru, cel puțin asta declară prin anumiți lideri, astfel încât această posibilitate de a intra în forță în Transnistria, de a cuceri Colbasna, este prea puțin probabilă. A doua este cea declarată de Maia Sandu, versiunea destabilizării, o intrare de tip hibrid cu ceceni, cu muntenegreni, cu sârbi. Tot înțeleg, potrivit declarației Maia Sandu, că și această posibilitate este prea puțin probabilă, întrucât Maia Sandu a spus că președintelui Muntenegru, că de fapt a vrut să alerteze cetățenii Republicii Moldova. Nu a avut în vedere, de exemplu, apariția unor cetățeni ai statului muntenegrean. Bun, această ipoteză aș lăsa-o pentru desert și poate o discutăm altă dată când vom fi mai calzi. Și a treia este varianta unei invazie. Rusia, lărgirea frontului, o lovitură din spate dată Ucrainei, dar cred că în situația în care se află Rusia pe front și ea nu este deloc strălucită, pentru moment nu cred că ne paște un asemenea pericol. Din această cauză, cred că nu văd posibilități mari pentru o abordare a Rusiei de acest tip în zonă. Domnule Mospan, dumneavoastră cunoașteți mai multe despre toate sistemele de securitate, fiind și la Ministerul de Interne. Să ne spuneți dumneavoastră care este situația, din câte știți și cunoașteți, despre depozitul de la Colbasna.
De ce spun? Fostul premier Sturza spune că astăzi doar 10% mai sunt utilizabile. Care este situația și dacă într-adevăr există fundament pentru o eventuală intrare forțată spre Cobasna sau nu? Vă rog. Problema Cobasna este una veche și, în general, periculoasă pentru regiune, din simplu motiv că acolo sunt stocate mii de tone de obuze, armament adus, are dreptate domnul Sturz, adus în perioada anilor 80 din Cehoslovacia, din Ungaria, din alte părți. Au fost mult mai multe, a fost mult mai mult armament acolo, inclusiv tehnică grea, care era și în Republica Moldova, dar tot în anii 90 deja a fost trimisă, transmisă Rusiei. Astăzi am fi avut niște tancuri și avioane, probabil că. E bine, Cobasna este un teritoriu sub securitatea ostașilor ruși astăzi. În ce măsură prezintă pericol? E greu de spus, pentru că în ultimii 30 de ani noi, de fapt, nu am avut acces. Comisia Unificată de Control, experții Republicii Moldova, Armatei Naționale, nu au avut acces la acest depozit. La începuturi, în perioada când a fost evacuată o parte din armament, și după aceea a dispărut orice informație despre acest depozit. Dar eu aș porni la ipoteza că situația este totuși periculoasă. E mai bine așa să credem, din simplu motiv că ne ține urechea trează și mintea, sau urechea atentă și mintea trează. Cel mai mare pericol ar fi să te lași pe tânjală și să crezi că toate lucrurile sunt bune și că nimic nu se întâmplă. Zvonurile acestea că rușii ar putea să ne atace, că ar veni încoace, le trezesc o bună rumoare în mediul populației. Nu știu cât sunt de bune. Mai există și o teorie pe care și domnul Ciurea a adus-o aici, inclusiv în platou, că și Ucraina ar fi interesată. Ce credeți despre acest lucru? Ar fi Ucraina interesată de depozitul la Cobasna? Ucraina poate face lucrul acesta, să nu uităm. Ucraina totuși este un stat democratic care are legături extrem de strânse cu Occidentul și respectă democrația și tradițiile țărilor civilizate sau comportamentul. Nu văd niciun pericol din partea Ucrainei care ar putea să facă, să atace sau să aibă niște acțiuni în această zonă fără consimțământul conducerii Republicii Moldova. Rusia, da, dar și aici trebuie să avem în vedere că ca să ajungă în Moldova, Rusia ar avea nevoie să ia portul Odessa, să cadă Nicolaevul, cel puțin, adică să poată ajunge în acele părți, să ajungă în Transnistria. Eu aș fi un pic mai reticent la toate supozițiile astea, că situația e extrem de gravă. Mai degrabă, poate ar trebui să fim mai mulți informați și despre acest lucru noi am vorbit permanent. Pe 23 spre 24 februarie, de exemplu, la hotarul Ucraina-Transnistria s-a întâmplat ceva, a fost un incident. Noi până astăzi așa și n-am mai înțeles ce s-a întâmplat de fapt acolo. Între timp au apărut provocările acestea cu teroriștii, cu nu știu cine mai vine pe aici, cu omuleții verzi. Eu știu că avem niște structuri ca să ajungi în Republica Moldova, să ajungă ei, să se provoace un asemenea dezastru aici. E nevoie de multă pricepere, de căi de acces, nu e atât de simplu. În fine, domnule Sula, să rămânem pe poziția, da, totuși că depozitele acestea prezint un pericol în regiune, sunt în stare destul de avansată de degradare, obuzele, armamentul de acolo, și nu cred că este foarte bun, poate fi utilizat în mare măsură în confruntarea militară. Mai degrabă că nu. Nu au nevoie. Acum sunt cu totul alte obuze inteligente și trebuie sau nu să ne ridicăm gradul de vigilență? Dar asta gradul este de întrebare. Vigilență este adevărat. În orice stat care se respectă, care are tradiții de securitate, iar Republica Moldova are și un timp scurt de 30 de ani de independență, dar a dezvoltat niște structuri. Da. Gradul de vigilență a fost aproape zero. Noi nu am
pregătesc structurile de stat în măsura în care să reacționeze independent, imediat sau în comun. Nu avem armamentul necesar ca să te opui unor acțiuni de amploare. Și nici specialiști de mare calitate, specialiști în domeniul de securitate, am în vedere. Mai multe medii din Republica Moldova transmit astăzi că Ucraina are anumite trupe dislocate de-a lungul frontierei cu Transnistria pentru a preveni un eventual atac. Să vorbim și despre ce atac posibil poate fi vorba. Se suprapun mai multe lucruri în ultima perioadă, mai bine zis în ultimele zile. Pe lângă aceste știri care au început din seara zilei de 23 februarie, astăzi mai mulți oameni au aflat. Pe mulți îi interesează eventual să călătorească, dar e un semnal și ăsta care stârnește cumva întrebări ce s-a schimbat în privința securității spațiului aerian și ce a dus la decizia subită a unui operator aerian de a închide toate zborurile dinspre și înspre Republica Moldova. Iată câteva elemente care ne cumva fac să ne punem anumite întrebări și într-o anumită lumină. Domnule Sula, e aceeași întrebare, sub o altă formă, dacă este Moldova pe lista lui Putin, dacă se întâmplă ceva în regiune, e vorba și despre anumite trupe care sunt dezlocate, există și pericolul iminent aparent sau nu este iminent al unui atac dinspre Transnistria. Ce credeți dumneavoastră? Eu nu știu când a fost vreodată ca Republica Moldova să nu fie pe lista lui Putin, unul la mână. Doi, exact așa am putea întreba când se va finaliza acest război. Noi, ca cetățeni Republicii Moldova, ca politicieni, de fiecare dată ne îngrijorăm și astăzi ce vedem noi în societate, într-adevăr, vedem o situații de panică, de alertă, unde cetățenii așteaptă de la instituțiile statului anumite reacții, anumite răspunsuri, pentru că s-a menționat și de antevorbitorii din platou că astăzi noi ne informăm practic din sursele internaționale și nu putem ca să venim cu anumite concluzii până nu avem o expertiză pe intern, până nu instituțiile responsabile nu pot să ne asigure cu anumite informații. Pericolul, sigur că există și noi trebuie în continuare să evaluăm care este potențialul nostru, cum noi putem să ne apărăm în o eventuală situație. Și noi aici putem în platouri să discutăm diferite scenarii, dar militar sau din punct de vedere a securității, cel mai bine se acționează când ai anumite informații și deja poți ca să faci față la aceste provocări. Părerea mea este că Rusia permanent a fost cu ochiul pe Republica Moldova și nu neapărat din punct de vedere militar. Noi am observat în ultima perioadă și aceleași sancțiuni care le-am avut sau aceleași costuri care le plătim noi astăzi la energie care o primim din Federația Rusă, vorbesc aici de gazele rusești, care nici nu mai trebuiește război, ca să vedem cât de mult ne sancționează pe noi ca cetățeni și ca țară din punct de vedere economic. Și asta este tot o parte din securitatea țării. Aș adăuga ceva. Eu cred totuși că Ucraina se gândește la ceea ce este la Cobasna, poate și din punctul de vedere ca să nu fi folosit tot ce e acolo împotriva Ucrainei, sau și din punctul de vedere că ar trebui neutralizat odată și odată aceste lucruri, acum pe care cale nu știm, dar dilema este că dacă Republica Moldova ar solicita acest ajutor din partea Ucrainei, rezultă că ar supune riscului întreaga Republica Moldova și malul drept al Nistrului. Pe de altă parte, cred că au fost perioade în care, pentru că vorbesc și analiștii din Ucraina, că la un semnal, la o invitație, la o scrisoare, la o cerere a Republicii Moldova, Ucraina ar putea acolo să facă ordine în câteva zile, unii chiar spun că într-o zi. Dar riscul este acesta. Pe de altă parte, nici NATO nu are nevoie de aceste muniții și arsenale acolo. Acum, haideți să ne gândim, nu știm cum se va termina războiul.
Dar butoiul ăsta cu pulvere acolo în Transnistria ar rămâne. Iată, el este un punct, un loc periculos pentru întreaga Europa și desigur că eu cred că mințile strategilor totuși se gândesc cum să facă ca să, în cazul unei evoluări, ca să zic așa, și unei evoluții din partea Rusiei mai agresive, care nu depinde de noi, totuși să fie o oportunitate, o fereastră pentru a lichida acest loc foarte, foarte periculos pentru sud-estul Europei. Pe de altă parte, s-a vorbit despre neutralitate. Iată, se invocă mereu că Elveția este neutră. Bine, din centrul Europei, dar în afară de asta e cel mai înarmat stat. Noi, la noi nu se coroborează neutralitatea cu o pregătire de a ne apăra, cu armată care să ne apere. Și desigur că aici noi suntem neputincioși, oricât instituții am avea și oricât de vigilente ar fi, pentru că situația noastră militară o cunoaște Rusia foarte bine. Știm ce forțe militare sunt și dincolo din Istru, pentru că acolo sunt zisele forțe de menținere a păcii, care de fapt îi pregătesc pe transnistreni, partea asta de militari transnistreni, soldații ruși. Sigur că am auzit că acolo e mobilizare, că îi mai fac diferite, ca să zic așa, exerciții, îi pregătesc. Și în sensul ăsta, sigur că suntem într-o situație periculoasă. Dar, pe de altă parte, NATO nu poate interveni pentru că nu suntem partea NATO. Nu suntem uniți cu România, nu suntem iarăși partea NATO. Totuși vedem că intențiile de a ne apăra, de a ne ajuta, există. În ce formă, nu știm, pentru că dacă Ucraina are soldați pe care îi poate mobiliza și cere doar ajutor sub aspectul armelor, tancurilor, adică muniții cu ce să lupte, noi cu micuța noastră armată, sigur că n-am putea face la o agresiune militară gravă, serioasă din partea Rusiei. Și atunci oricum apar niște situații în care trebuie să ne gândim cum vom fi ajutați. Vor veni, ca zic așa, partea română ne va ajuta, vor fi date arme, va interveni Ucraina. Eu cred că totuși, în cazul unui atac din partea Rusiei, chiar pus la cale, într-un fel, cu substeag străin, știți cum vorbesc ei, cred că totuși, până la urmă, Ucraina e cea mai interesată ca între noi și Ucraina să nu fie această... Aici avem o altă întrebare. Domnule Moțpan, vă rog să vă conectați dumneavoastră despre o eventuală amenințare sub steag străin. Da. Ce poate face Republica Moldova și ce poate face comunitatea internațională pentru ca să fie foarte clar ce se întâmplă în cazul în care se întâmplă? Pentru că aici e vorba despre operațiuni de teren amestecate cu război informațional. Pentru că, pe de altă parte, există și acest risc real ca cineva să îmbrace uniforme militare ucrainești, de exemplu, și să pretindă că a fost un atac din partea Ucrainei asupra regiunii transnistreni. Sigur că... Pe de altă parte, există un teritoriu al Republicii Moldova care include Transnistria, chiar dacă nu-l controlează, dar ceva se poate face, presupun. Care ar fi soluțiile, vreau să spun? Este adevărat, o acțiune de asta diversionistă, un grup de militari bine pregătiți, dotați, deghizați în uniforma altui stat, se poate întâmpla. Noi am avut niște situații chiar și în Republica Moldova. A fost reținut într-o perioadă un pic mai veche. A fost reținut niște mașini, o mașină, două, a unor persoane din Transnistria cu uniforme polițienești. Trebuie să vă amintiți, a fost în spațiu public această informație. Ce s-a pus, ce se dorea atunci, este greu de presupus. Acum însă... având în vedere toată această situație, eu bănuiesc că guvernul, statul Republica Moldova, instituțiile de drept ale statului, instituțiile militare, sunt ochi și urechi și țin mâna pe puls, să zic așa. O eventuală incursiune neașteptată, nedetectată la timp,
Parcă nu ar trebui să fie. De aceea mesajul guvernanților trebuie să fie unul de încurajare a cetățenilor, să fie și ei atenți, să nu panicheze, să nu-și facă geamantanele, apropo, că orice declarație de genul că aruncăm aeroportul, mai nu știu ce fac ei acolo, sperie lumea. A creat o stare de psihoză. Mai mulți oameni mă întrebeau, apropo, și o doamnă jurnalistă, mă întreba, domnul Ospan, ce să fac, să plec, să-mi iau geamantanul? Da. Și nu e prima dată când sunt întrebat. Nu sunt eu cel mai mare specialist, dar zic, lucrurile acestea nu sunt bune pentru imaginea generală, pentru spiritul, pentru starea de spirit a cetățenilor. În ce măsură e posibil din Ucraina? Haideți să analizăm așa. Toată partea asta, care de la hotar cu regiunea transnistreană, este ucraineană. Sunt regimente ale armatei ucrainești. Cum pot fi penetrate ele de niște forțe străine ca să ajungă prin Transnistria încoace? Din punctul meu de vedere, sau părerea mea, este că unicul lucru care s-ar putea întâmpla este o provocare din partea transnistriană. Să vină de alte părți? Nu știu. A ne da noi cu părerea este ușor, dar cel mai bun lucru trebuie să o facă, iarăși zic, instituția securitatea de stat. Apropo, eu vreau să zic mai că... Mai suprapunem aici și factorul de business, domnule Botsman, și nu ezitați să vă dați cu părerea. Pentru că Rusia s-a dublat și numărul de navi militare în Marea Neagră chiar în zilele acestea. Iarăși este o întrebare. De ce? Domnule Botsman, da, doar să-mi termin și eu gândul. Da. În Transnistria funcționează un SRL, e un business care nu a început ieri și probabil va continua și mâine. Foarte multă lume îmi spune că cei din regiunea Transnistria, inclusiv cei conectați pe partea militară, nu-și doresc un război sau vreun conflict pentru că le merge businessul foarte bine. Să nu uităm și faptul că peste 50 sau cât procent de export e din regiunea transnistreană spre Uniunea Europeană? La 70%. La 70%. Nu cred că și-ar dori cineva care este conectat și în cercurile mari un conflict astăzi, pentru că asta ar însemna și o pierdere enormă pe partea de business. Dar au curajul să se opună Rusiei. Domnule moderator, despre lucrurile acestea, dacă își amintești doamna Pavlicenca, noi am vorbit, eu în special atunci, la o emisiune, la alt post de televiziune. Eram exact în a doua zi după declanșarea războiului. Și am fost întrebați exact în același mod. Ce se face cu, ce se poate întâmpla cu Transnistria? Putem avea un război acolo? Răspunsul meu a fost simplu, reșind acum și din ceea ce spui dumneata, că liderii transnistreni, nu în acel moment, dar nici astăzi, și o parte din elitele noastre din Chișinău, nu au niciun interes să distrugă sistemul care există astăzi sau legătura aceasta între Chișinău și Transnistria, pentru că sunt băgați în afaceri, în scheme. Liderii transnistrieni sunt cetățeni ucraineni, au business și în Transnistria, și în Republica Moldova, și în Ucraina, luați-l pe Gușan, are insule întregi, terenuri, hectare în Ucraina, în Vâlcova. Inclusiv în Chișinău, firme, cu business, se muncește deschis. Unii dintre liderii noștri astăzi de la putere, de asemenea, am eu informație, că sunt implicați în afaceri cu transnistrieni. Deci, toți liderii transnistrieni, și ministrul de externe și Azisul, și Gușan, care este liderul de facto, și Krasnoselski, de țin pașapoarte, cetățenii ucraineană, pericolul unor acțiuni împotriva Ucrainei ar însemna un act de trădare și imediat vine pediapsa, plus că își pierd averile colosale pe care le-au acumulat prin muncă și sudoare. Chiar și pașaportul românesc. Dar gaura asta neagră, domnule Moțfan. Dar ea nu poate, nu poate cât la poate nesfârșit? Ea dura la nesfârșit? Nu poate să dureze la sfârșit. Întrebare. Da, ei aranjează. Dar cu ce preț ei își fac acest business? Cu prețul pierderilor din partea Republicii Moldova. Pentru că, de fapt, noi știm cum s-au fost contractele, cum au fost toate implicările astea, care va fi prețul politic pe care va plăti PAS, pentru că, iată, noi am avut curent electric în iarna asta, avem, dar problema este că asta nu poate dura la infinit. Lor le-i comod, clar că lor nu le trebuie război, lor le trebuie și relațiile pe care le au cu Republica Moldova. Ce se întâmplă? Când e vorba de datoria pentru gaze,
Da, datoria să spune Rusia e Republicii Moldova. Când e vorba, noi să controlăm procesele acolo. Nu, ei sunt autonomi, ei ascultă de comandamentele rusi, noi acolo nu avem influență, nu avem acces, nu putem face campanii electorale, ei nu participă decât când vor și cum vor. Deci, dedublarea asta, situația asta e echivocă. Asta, de fapt, slăbește Republica Moldova, slăbește societatea, slăbește social, economic. De fapt, anulează viitorul acestei societăți ca existență și supraviețuire, nu ca stat. Statul nu-i fetiș. E adevărat. Asta perpetuarea acestei situații face rău, în primul rând, Republicii Moldova. Avem o scurtă pauză de publicitate, domnule Moțpan, revenim, continuăm discuțiile. Ce fac partidele parlamentare, extraparlamentare, dar și cele de opoziție pentru stabilizarea situației în țară? Discutăm în câteva clipe. Stați aproape. Vă zic așa, îl beți, una din voi rămâne aici pe divan și el altul duce în partea și el altul. Satul nostru a morat cu totul altfel decât cu moriștile astea tăle. Parcă și în Europa, ui. Vreți să vă uitați cum e înăuntru? Da, spate. Hne. Vântule, măria ta, tu degeaba nu mai sta. În inima ta ai fost, ești și mai bun din lume. Așa, băi, de atâta ne-am născut, băi. Ca să mulțăm numărul de tâmpiți pe fața pământului și învățăm noi unul de la altul. Partenerul serialului Întreprindere de stat Radio Comunicații. Sunt aproape 10 ani. Păi așa s-au schimbat atât de mult încât eu câteodată privesc și am impresia că asta nu s-a întâmplat cu mine. Fiecare om are istoria lui și copiii noștri probabil că trebuie să inspire din istoriile acestea. De câte ori revăd aceste filmări, mă teleportez acasă. De fapt, este o cinematecă a vieții. Ar trebui să fie în biblioteca oricărui om. Dacă să mă repetă emisiunea, când să împlinesc și eu vreo 80 de ani, o să întrem o gradă și o să vedeți schimbările care sunt. Știu, eu când merg acasă, eu primul lucru care îl fac când intru pe poartă, zic bună ziua mama, bună ziua tata. Pentru că ținem la amintiri, Asfalt de Moldova, revenirea acasă, în fiecare duminică, de la ora 20, la Jurnal TV. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri, fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Dar și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc.
chef de gătit. Arta de a învinge poftele în fiecare weekend la Jurnal TV. Как произошло? Ну, стреляли по бит. Вот скажите, куда мне ехать? Faimosul avion Mria a fost bombardat de către armata rusească. Vedeți la ulicu, ca будто как Чернобыль, зона отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студентов. Трелей класса на моего нам. Репортажи, мнение компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хотел, чтобы было покоя и счастье. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Sunt peste 780 de oaspeți. Vor avea loc și lansări de carte. Da. Iată, o asemenea minunăție de carte va fi lansată. Vorbeam de importanța acestei reuniuni pentru că s-au deschis ușile spre coproducții. Te rog să ne vorbești despre această ediție a zilelor, ce filme vin și ce noutăți vom avea. Anul ăsta avem acoperit aproape toate filmele cu invitați, deci e o ediție destul de interesantă, iar capul de afiș fără îndoială este Dorel Vișan, care asta am vrut unul din mari actori români. Urmăriți o nouă ediție a emisiunii Vânturile Valorile duminică, 18 septembrie, începând cu ora 17:00, doar la Jurnal TV. Noi ne întâlnim mâine și poimâine după știri la Postscriptum, iar până săptămâna viitoare aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi. O seară frumoasă! Revenim, doamnelor și domnilor, suntem din nou în direct. O să mergem în continuare și cu doamna Adam și cu domnul Ciurea pe același subiect. Vă rog, doamna Adam. Concret, dacă puteți să formulați încă o dată întrebarea, pentru că v-ați încheie gândul, doar o frază. Ce vrusem să spun, de fapt, că perpetuarea acestei situații de confuzii, de neclaritate, de lipsă de atitudine a autorităților în raport cu ceea ce se întâmplă în Transnistria, este doar în detrimentul Republicii Moldova. Transnistria nu suportă nimic. Încolo, ca și până acum, vin bani de la uzina metalurgică, milioane de sute de milioane de dolari, vin din vânzarea energiei electrice, vin din zecile de tone de motorină, de carburant adus din România. 70%, spuneam noi, după asta sunt foarte mult, merge la export, la export în Uniunea Europeană, din tot ceea ce produce Transnistria. Ce câștig din toată treaba asta Republica Moldova? Astăzi, dar nimic, cel doar... puțin TVA-ul este achitat. Dar nu achit niciun fel de TVA. De unde dumneavoastră cred că o considerați așa. Eu am văzut deja o factură de TVA. Dar bine, nu este subiectul. Asta este un subiect care merită un timp mai larg de discuție, o emisiune întreagă. O situație... Și noi astfel de emisiuni avem. De acord, dar v-am pus o întrebare și ați putut să vă finalizați gândul. Dumitru, vă scuz doar. O situație mai prielnică decât acum, pentru un stat care se respectă, care țin la demnitatea lui, ca să-și recapite această demnitate, pentru că a pierdut teritorii. Nu știu dacă vom mai avea. Ori vom fi, într-adevăr, preluați de statul rus, de Rusia, sau vom rămâne în continuare cu această bubă gata să-i rupă sub coaste. De Transnistria. Transnistria, sigur. Că. Despre ea ce și discutăm. Ce înseamnă să menajez acest sistem? Ce înseamnă să menajez acest sistem, clar lucru. Noi despre acest lucru am discutat. Asigurat de stinte, unesc România și acela declar ocupat. Nu știu, sunt oamenii noștri, că noi trebuie să ne purtăm cu mănușcu, cu binișorul. Domnule Moțpan, doar o clipă. Domnule Moțpan, dumneavoastră considerați că este... mai bine să discutăm despre același subiect, dar care astăzi nu face obiectul acestei emisiuni, sau ar trebui să discutăm, sau poate ne spuneți că celălalt subiect pe care l-am lansat este mai puțin important. Nu, discutăm dacă există posibilitatea unui atac. Dumneata ești moderatorul și nu pune o temă în discuție aici. Și ce pot face autoritățile în acest caz? Bă. Vă rog, doamna. Nu voi fi de acord cu domnul Moțpan când zice că autoritățile neglijează subiectul Transnistriei și am văzut declarațiile recente și a domnului prim-ministru Recean, care a zis că conflictul din Transnistria trebuie rezolvat pe cale pașnică și vor fi făcute demersuri în acest sens, respectiv ca și demilitarizarea acestui teritoriu. Totodată, Republica Moldova, într-adevăr, trebuie să recunoaștem, este un stat mic.
capacitățile de apărare au fost reduse în ani sau nu au fost consolidate, mai bine zis. Astăzi, noi, cu toate acestea, nu suntem singuri și am avut mesaje foarte puternice, atât din partea președintelui Statelor Unite ale Americii la Varșovia, cât și din partea președintelui României, Klaus Iohannis, că Republica Moldova nu va fi lăsată de una singură. Putem zice astăzi că avem o umbrelă de securitate din momentul în care Republica Moldova a devenit țară candidată pentru integrarea în Uniunea Europeană. Și eu cred că noi, ca și societate, ar trebui să ne consolidăm. Vreau să vă contrazic, dar vă rog să ne explicați, dacă ați spus că Moldova astăzi are o umbrelă de securitate, să vă referiți exact la, da, asta la acest subiect. Care, cum pentru ar fi că umbrela de securitate, în felul în care o vedem noi astăzi, sunt promisiuni sau teorii politice care divizează, având în vedere că suntem candidați, nici de cum un act semnat. Și aș vrea să deschideți în cazul ăsta paranteză. Doamne, mai zic ceva. Și candidat, îți fii tu stat candidat la UE, cu așa problemă cu Transnistria, nu poți să intri. Pentru că a făcut Uniunea Europeană o excepție pentru Cipru, nu? Dar asta a fost o excepție care nu va ține Republica Moldova. De aceea, oricum, această problemă trebuie rezolvat. Și interesant de spus cum e pe cale politic și pașnic. Cu cine? Iată, cu Rusia, care a atacat Ucraina și distruge cu tot oamenii cei din Ucraina, sau cu Transnistria, care nu știm în ce măsură poți cu ei să mai discuți politic și pașnic după ce am discutat 30 de ani și nimic nu s-a rezolvat. Deci, cum ar fi dacă puteți să desfășurați? Doamna Adam? În primul rând, determinarea poporului ucrainean de a rezista în acest război și de a-și recâștiga teritoriile și a ieși victorioși din acest război ne transmite și nouă încrederea că spațiul nostru al Republicii Moldova nu va fi afectat propriu zis de războiul în accepțiunea lui tradițională. Da, suntem afectați de războiul acesta hibrid, să zic, informațional, energetic, în care suntem supuși, dar în acest context suntem foarte mult ajutați de țările europene și vedem finanțările, da, și care vin în Republica Moldova pentru a ajuta statul nostru să facă față acestor crize suprapuse, pentru că, repet, probabil că pentru moment cel mai mare pericol este a unor destabilizări din interior. Atâta timp cât Ucraina rezistă pe linia de luptă, în Republica Moldova cele mai mari pericole sunt a unor destabilizări pe intern. Și asta și-o dorește probabil și Rusia, alimentând de fapt niște forțe obscure aici și vedem și pseudoproteste care se inițiază. Respectiv, instituțiile Republicii Moldova sunt gata, așa cum ne-au asigurat și domnul prim-ministru și doamna președinte, sunt gata să facă față provocărilor. Eu aș încuraja cetățenii Republicii Moldova să fie atenți la sursele din care se informează, pentru că în această perioadă este cel mai mare pericol este dezinformarea. Și am fost martor la atacuri de dezinformare din primele zile ale războiului și astăzi am văzut unele încercări de dezinformare. Iar sugestia ar fi să se informeze din prima sursă, din sursele oficiale și să fie mereu atenți la ceea ce sugerează sau ce spun instituțiile statului, pentru că ele sunt gata să facă față provocărilor aici pe intern și, așa cum ziceam, avem asigurarea țărilor europene că vor fi alături de noi în orice condiții. Eu, cu tot respectul, doamna Pavlicencu, dacă se vorbește despre surse oficiale, informațiile doar din surse oficiale, aici nu pot să fiu de acord. Dați-ne voie să ne informăm și din surse neoficiale, iar în condițiile în care puterea închide posturile de televiziune, înțelegem cam încotro bateți și în general vreți să instituiți cenzura. Ei, atunci, unele, și sursele neoficiale. Așa, că nu vă place dumneavoastră, asta nu înseamnă că nu le place. În perioada de război ar fi să discutăm. Care până război? Unde informăm războiul din Ucraina și pericolul pentru noi. Care, până unde, nu, păi, dar s-au făcut declarații că suntem în pericol, lovituri de stat, destabilizare. Nu, eu pun întrebarea atât. Până unde merge transparența? Adică ce ar trebui și ce n-ar trebui să știe populația? Pentru că, de fapt, populația, cum a spus domnul Osman corect, e speriată. De ce? Pentru că nu este claritate. Și iată, eu vreau să întreb. Dar dacă Ucraina nu rezistă? Asta e o întrebare.
pentru reprezentantul puterii. Și al, da, Doamne, dar știți cum, chiar analiști ucraineni spun chestia asta. Și al doilea lucru, totuși aș vrea să știu, iată, din discuții și din promisiunile președintelui României, Klaus Iohannis, care a zis că noi suntem gata pentru orice scenarii. Ați putea să ne deschideți un pic parantezele, care ar putea să fie orice scenarii? Există scenariul reunirii cu România a Republicii Moldova? Asta ar trebui să fie primul. Da, eu zic primul, exact. Primul. Și atunci, zis că și atunci, trebuie să atunci chiar o să zic și eu că avem umbrelă NATO, exact, avem umbrelă exact, românism, exact. Dar până atunci, ca să intervin și eu, întrebam cum ar putea Republica Moldova ca să facă față la eventuale provocări. Sigur, una din soluții ipotetice ar fi cum s-ar termina războiul dat și în cazul când Rusia va fi învinsă, atunci și va fi schimbat regimul la Kremlin, atunci cred că și cea mai ușoară soluție ca noi să hotărâm această problemă picare democratică și și pașnică. Eu am o problemă cu măsurile foarte diplomatice deseori pe care le-am ascultat. Doar o secundă, vă las să continuați. Dar vreau să accentuez un lucru pe care îl dezaprobă și telespectatorii mei, cei care se uită la jurnal și la alte emisiuni. Sunt foarte multe răspunsuri diplomatice care nu au foarte multă substanță. Da. Or, există o întrebare care a fost pusă. Ce fac autoritățile sau ce pot face cetățenii Republicii Moldova împreună cu partidele politice parlamentare, extraparlamentare, cele de opoziție, în cazul în care există un atac sub steag fals, nu sub steag fals și așa mai departe? Domnul Mișa, trebuie să recunoaștem astăzi că Republica Moldova este un stat care e conectat la aparate, așa să numim mai simplu. Deci noi nu avem capacități astăzi de a face față la provocările respective. Noi astăzi nu avem capacități de a face față la crizele care le avem energetice, la situația economică din țară. Și fără parteneri, dacă n-ar fi astăzi, s-a menționat, care ne ajută ca să depășim situația asta, este foarte greu ca să viitorul Republicii Moldova să-l vedem luminos și așa cum vorbim noi în platou. Deci trebuie să fie un mesaj clar către cetățeni. Ce fac instituțiile statului azi? Ce mesaje ne aduc? În așa fel ca noi să stăm liniștiți și cel puțin să avem încredere în instituțiile respective. Dacă îmi permiteți totuși, nu este corect să spui că statul Republica Moldova nu poate să facă nimic în aceste condiții. Este clar că soluția militară nu este accesibilă pentru noi. Și atunci, dar există soluția politico-diplomatică. Asta este diplomația, Ministerul de Externe, contactele cu diversi poli de putere, există politicienii care... Și din punctul ăsta de vedere, sigur că trebuie promovată o politică, statul o promovează. Bun, acum nu vreau să dau o apreciere felul în care statul se implică pentru a aplana. Vedem anumite gafe, eu cred că un exces de panică totuși se induce. Eu înțeleg pentru care motiv. Ca să rezolvi problema internă a protestelor, trebuie să creezi o frică majoră și din această cauză vedem și, cumva să zic, consecințele neanticipate. Permiteți-mi să adaug aici un element la care aș vrea să vă referiți în contextul celor pe care le spuneți. Săptămâna trecută, Peskov, sau cine, spunea că Transnistria este teritoriul rusesc. Nu este suficient de îngrijorător pentru Republica Moldova pentru ca să ia niște măsuri? Este oare acest aspect un lucru pe care ați putea dumneavoastră să-l catalogați ca fiind element pe care îl folosesc autoritățile pentru ca să rezolve problemele interne? Păi da, și după asta se recunoască independența Transnistriei, da. Și gata, după asta ce... În primul rând, eu din câte îmi amintesc, domnul Peskov n-a formulat în termenii ăștia. El nu a spus că este pământ moldovinesc Transnistria, dar nu a spus că este pământ rusesc. Când un atac asupra regiunii Transnistriene va fi catalogat ca un atac asupra Federației Ruse. Evident, nu este suficient, că nu este același lucru, ba mai mult, este mai grav. Corect, pentru că el a avut în vedere, în fond, atacul asupra armatei ruse și acolo, într-adevăr, sunt soldați ruși. El n-a spus că Transnistria este pământ rusesc. Aici trebuie, totuși, să cităm corect. Și în cazul acest lucru n-ar trebui să ne îngrijoreze și să căutăm trebuie noi să repostăm sau nu? Politic-o, diplomatic,
trebuie să ripostăm. Corect, aveți dreptate. Pentru că afirmația lui Peskov este deranjantă și noi, de o manieră politică și diplomatică, trebuie să ripostăm. Dar astfel de declarații nu generează panică în mod natural? Eu cred că în societatea noastră, mă uit la sondajele care au fost în ultimul timp publicate și văd că totuși oamenii sunt mult mai preocupați de reacția Ucrainei, pentru că interesul Ucrainei pentru regiunea Transnistrie este totuși, pentru moment, s-ar putea să schimbe, mai mare decât interesul Ucrainei. Ceea ce se reușește prin asemenea declarație este încurajarea elementelor antinaționale, evident proruse. O asemenea declarație este transmisă pentru ăștia. De unde vin aceste teorii că Ucraina ar fi interesată în Transnistria și în Rusia? Foarte scurt, eu cred că, așa, după cum citim în diferite comentarii, sunt foarte multe, inclusiv din partea analiștilor ruși, care, cum spune că nu le-au închis gura, le-a închis gura Rusia, de la bun început a vizat Rusia Transnistria, pur și simplu încă n-au ajuns acolo. Așa spun mulți și putem să credem. Acum, dar jurnaliștii ucraineni nu spun asta? Spun și... Nu, dar e mai convingător că spun chiar rușii. Da. Acum... Apropo de discuții diplomatice, am vrut chiar să vă întreb cu Rusia, eu cu Rusia cred că n-aș discuta. Trebuie. Da, trebuie, dar nu cred că dacă ăștia mari... Ce anume să discutăm cu Rusia? Republica Moldova astăzi se discute cu Federația Rusă? Nu știu ce subiect. Dar noi discutăm. Noi discutăm prin faptul că facem tot felul de declarații. Și atunci citați-vă, dacă îi spun că e teritoriul rusesc, mâine poi mâine recunosc independența, dacă vrea gușanța ăsta acolo mai cheamă cu business-ul lui sau nu. Eu mă fac un referendum acolo, așa cum am mai făcut pe la Luhansk și Donetsk, și declară gata, o a lipit Transnistria, făcătura asta pe care o recunoscut-o până ați știți cine-i, Abhazia, Osetia și Carabahul de Munte. Deci există și acest scenariu și îți spune, chiar l-au avut de la bun. Sigur că e foarte periculos, sigur că Rusia nu poate să renunțe, nu că la Transnistria, ei nu renunță la ideea de a-și extinde teritoriul, nu doar unde a fost, până unde a fost Uniunea Sovietică, dar până unde au fost statele ex-socialiste. Sigur că se uită și vizează și România, vizează și Polonia, la fel spun foarte mulți analiști. De ce? Pentru că vor să descurajeze, să-i descurajeze pe membrii NATO și să le arăt că NATO nu poate să-i apere și nu va face față articolului 5 din acordul statelor membre. Iată de avem ce. O scurtă pauză de publicitate. Da, o clipă. Iată de ce reprezentanții NATO, Statele Unite au spus că noi vom apăra și NATO va fi alături de statele membre NATO în orice condiție. Adică a consolidat încă o dată această poziție, iar pentru noi întrebare este, avem, noi putem să avem scut fără neunic România? Eu cred că nu. Vom trăi și vom vedea că tot la asta o să ajungem. Altfel avem o scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva clipe, discutăm despre ce fac partidele, și cele parlamentare, și cele extraparlamentare, și de opoziție în continuare, după câteva clipe. Stați aproape. Vă zic așa, îl beți, una din voi rămâne aici pe divan și el altul duce în partea și el altul. Satul nostru a murat cu totul altfel decât cu moriștile este atâle. Parcă și în Europa, ui. Vreți să vă uitați cum e înăuntru? Da, spate. Cred. Vântule, măria ta, tu degeaba nu mai sta. În inima ta ai fost, ești și mai bun băut din lume. Așa, băi, de atâta ne-am născut, băi. Ca să mulțăm numără de tâmpiți pe fața pământului și învățăm noi unul de la altul.
partenerul serialului Întreprindere de stat Radio Comunicații. Sunt aproape 10 ani. Păi așa s-au schimbat atât de mult încât eu câteodată privesc și am impresia că asta nu s-a întâmplat cu mine. Fiecare om are istoria lui și copiii noștri probabil că trebuie să inspire din istoriile acestea. De câte ori revăd aceste filmări, mă teleportez acasă. De fapt, este o cinematecă a vieții. Ar trebui să fie în biblioteca oricărui om. Dacă se mă repetă emisiunea, când se împlinesc și eu vreo 80 de ani, o să întrem o gradă și o să vedeți schimbările care sunt. Nu știu, eu când merg acasă, eu primul lucru care îl fac când intru pe poartă, zic bună ziua mama, bună ziua tata. Pentru că ținem la amintiri, Asfalt de Moldova, revenirea acasă, în fiecare duminică, de la ora 20, la Jurnal TV. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri. Fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Dar și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Chef de gătit. Arta de a învinge poftele în fiecare weekend la Jurnal TV. Как произошло? Постреляли по бит. Вот скажите, куда мне ехать? Faimosul avion Maria a fost bombardat de către armata rusească. Видишь на улицу, как будто как в Чернобыле, зона отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студента. Крелей косы, да не можно. Репортажи, мнение компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хочу, чтобы было покоя и счастье. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Sunt peste 780 de oaspeți. Vor avea venit, doamnelor și domnilor, suntem din nou în direct. Vreau să discutăm în continuare. Dacă nu și-a terminat cineva gândul, vă rog să-l închei. Dacă nu, discutăm despre protestele care, înțeleg și înțelegem cu toții, nu sunt pentru că un segment din populație sau o anumită pătură din societate o duc foarte greu. Acest lucru s-a văzut în multe cazuri în piață sau acolo unde au protestat. Multă lume au cerut lucruri absolut imposibile și liderii acestora, în multe cazuri, apelează la anumite promisiuni populiste sau solicitări populiste. Aș vrea să vă întreb, să vă expuneți, e legitim un asemenea protest în opinia dumneavoastră? Avem proteste sincere în aceste zile, mai ales că sunt organizate de șor și are o anumită faimă acest partid? Sau punem acest protest și acest partid pe scopul rușilor de a crea destabilizare în țară? Cealaltă teorie le punem față în față. Vă rog să vă expuneți. De fapt, e o întrebare retorică. Sigur că ai pronunțat-o. Sunt legitime aceste proteste organizate de un hoț. De șor. Orice stat, orice cetățen dintr-un stat democratic au dreptul la protest. Este evident. Însă nu este formula de protest
E o diferență între cer și pământ. Formula de protest a platformei de imitași adevăr din anii 2015 încoace și ceea ce fac indivizii ăștia astăzi. Manipulând cetățeanul, aici nu pot să nu fiu de părerea că se manipulează cras opinia publică, se pompează bani și pe altă parte, guvernarea nu știu ce întreprinde acolo, că nu se observă nicio brânzânică, vorba moldoveană. Au acceptat prima dată, încă pe 19 iunie, și eu o să le dau un nas cu această informație permanent guvernanților, pe 19 iunie, în ziua când a avut loc măcelul de la Bender, au acceptat să au permis organizarea unui protest al Partidului Șor în situație de urgență declarată de Parlament, adică au permis încălcarea legii, dacă ai anunțat. Și deja pe un termen de o jumătate de an sau cât avem noi de când tot avem stare de urgență și parcă ea nici nu există. Pentru ce este starea asta de urgență? Legea 212, doar ca să votăm pe întuneric niște decizii care nu mai sunt aduse la cunoștința cetățenilor, din start au trebuit să fie sistate aceste activități. Nu știu care a fost scopul și au urmărit ei, pentru că situația a evoluat și a degradat catastrofal. Astăzi avem o situație, într-adevăr, când lumea iese la proteste și nu obligatoriu pentru că sunt plătiți. Sunt nemulțumiți și oamenii de dreapta, pro-europeni, care văd ce se întâmplă și în același timp nu pot ieși la proteste pentru că eu nu mi-aș permite să ies la un protest organizat de Șor, iar să organizăm proteste contra protestelor, e o altă treabă. Ideea cu situația cu războiul ăsta din zonă nu o să poată dura la nesfârșit. Cetățenii sunt la general nemulțumiți, iar guvernarea nu a încercat, sau poate a încercat, dar n-a observat eu, să apropie cetățenii, să discute cu toate partidele, inclusiv cu cele din opoziția, așa zis, constructivă, să se aibă discuții nu doar cu liderii de partide și nici nimeni nu știe ce s-a discutat acolo, pentru că nu s-a vorbit, au avut loc niște discuții de genul ăsta, dar cu grupuri de oameni din partide și toată informația sau tot lucrul acesta să fie adus la cunoștință cetățenilor, încât să se creeze un vid informațional, dar un spațiu încărcat de informații, de încredere, de curaj. Asta trebuie să ne transmită guvernarea unor cetățeni. Domnule Ciurea, aceste proteste sunt foarte ciudate, nu doar pentru comentatorii de la noi, pentru moldoveni mulți care sunt pe alături, trec pe stradă, care mai comentează. Înțeleg, există două tabere, în general, în orice proces care are loc public în Republica Moldova. Așa e societatea dezbinată, există două tabere. Le luăm pe ambele în considerare. Mă miră faptul că există foarte mulți jurnaliști din străinătate care vorbesc despre aceste proteste ca fiind fake și există foarte mulți provocatori acolo, inclusiv grupări care sunt aproape paramilitare. Vorbim despre Scutul Poporului. Ce părere aveți despre acest lucru? Eu am făcut și emisiuni cu reprezentanții Scutul Poporului și n-am văzut nimic ieșit din comun. Sunt foști colaboratori. Domnul Moțpan tot este fost colaborator al Ministerului de Interne, care au drept scop coordonarea, calmarea spiritelor în anumite situații. Cel puțin asta ei declară și asta cred că fac. Deci nu văd nimic că sunt jurnaliști străini care au o părere. Păi părerea jurnaliștilor străini este influențată de țara pe care îi trimite, pentru că ei nu vin așa de flori, de cuc. Vreți să spuneți că dacă dumneavoastră... Eu nu cred în jurnalism independent. Dacă dumneavoastră ați merge într-o altă țară, dacă ați merge într-o altă țară ca să reflectați un eveniment, să zicem în Turcia, părerea dumneavoastră ar fi, atunci când relatați de acolo, ar fi fost influențată de țara de origine, de Republica Moldova. Deci jurnaliștii postului meu de televiziune au mers la București și la Strasburg ca să vorbească despre problemele televiziunii și acțiunile guvernării total nepotrivite, abuzurile în raport cu noi. Deci normal că vorbim despre asta. Și asta nu vorbim despre scopul protestului, aș vrea să vă uitați un pic la ecran. Este un reprezentant din Scutul Poporului. Și acești băieți sunt dotați cu echipament special. Asta este conducătorul Scutului Poporului. Este acest domn echipat cu un echipament special care nu se vinde la orice gheretă de prin Chișinău. Sunt speciale. De câte am înțeles, el a cumpărat din mijloacele lui, cel puțin asta, din câte mi-amintesc, a spus
în cadrul emisiei. Eu nu văd nimic criminal acum, ce le reproșați, ce le imputați. Dar stau poliția bine. Pe mine mă interesează dacă ei sunt acolo pentru a apăra ordinea publică. Unde este Ministerul de Interne? Unul la mână. Și doi la mână. Cum sunt organizați ei și în cazul în care există anumite tensiuni, ce vor face ei în raport cu reprezentanții statului? Nu știu, vom vedea eu de unde... Acest lucru este o întrebare care ar trebui să ne pună pe gânduri. Domnul, absolut de acord. Dar spuneți-mi, vă rog, când făcea PAS și platforma DA proteste în fața clădirii lui Plahotniuc, cum era? Da, acolo cum aveam, ei grupări paramilitare. Ei țiau gardul, vreau să-l doboare. Acolo aveam grupări paramilitare. Și dumneavoastră, de ce n-ați spus atunci? Nu aveam grupări paramilitare. Noi am vorbit despre oamenii care erau acolo. Dar nu erau echipați cu astfel de veste. Unde știți dumneavoastră? Nu i-ați arătat dumneavoastră. Domnul Ciurea, am arătat nu se regardă, te rog frumos, o clipă. Dar de ce să nu sar? Nu se regardă pentru că e irațional ceea ce dacă poți să ridici să nu sar. Încerci dumneavoastră să devaghez aici. Nu devaghez, spun ceea ce a fost și ceea ce este, domnul Moțman. Indivizii respectivi, bine, este care tinerește în uniformă. Au scopul de a fricoșa cetățeanul și a transmite un mesaj forțelor de ordine. Faptul că li s-a permis, trebuie văzut în legislație, nu eu trebuie să caut lucrul acesta, dar legiuitorul se permite un asemenea model de haină, dotarea care sunt ei. Nu este acesta într-adevăr un detașament paramilitar ilegal? Eu trebuie să mă pun întrebarea asta, dumneata, domnișin, sau avem noi instituții ale statului care ar fi trebuit să reacționeze imediat? Se reacționează sau nu se reacționează deloc. Și v-am zis, toate protestele acestea au crescut și au crescut după 19 iunie. Și atunci am strigat în gura mare, am scris, dar degeaba, că când vorbeam pe atunci despre neutralitate, îmi săreau toți în cap. Acum toată lumea, da, nu ne trebuie, nu este scut neutralitatea. Ok, nu sunt profeți în propria țară, asta noi știm. Domnul Ciurea, știți ce mă supără cel mai mult? O bună parte a societății... Știți care este întrebarea pe care mă pun eu atunci când am urmărit aceste imagini? Acest scut al poporului a fost creat pentru a proteja pe cine? Pe organizatorii unui grup care este considerat criminal și care este acuzat în justiție să-i apere de protestatare sau să-i apere de eventuale lucruri care s-ar putea... Acest scut al poporului a fost creat declanșa de către câțiva oameni care au fost dați afară pe nedrept de la poliție. Ei au fost nedreptățiți oamenii, cei au fost demiși, destituiți de funcție, s-au plecat ei pentru că nu mai puteau ei să lucreze acolo. Ei și-au asumat anumite responsabilități. Și pensie bună, da? Dumneavoastră vreți să le luați și pensia? Mă uit după vârstă, păi are pensie, stai și găsește-ți de lucru sau folosește pensia și nu slujă criminalilor. Nu o să avem ordine în țara asta și, în genere, perspectivele noastre sunt sumbre din moment ce lumea a decăzut în moral. Dar spuneți, domnul Moțpan, faptul că Șor e hoț, e demonstrat? E demonstrat. Unde? Unde e demonstrat? În judecat. Vreo 7 ani e judecat, eu dat. 7 ani jumate, nu? Prima instanță, dar știți că nu e decizie definitivă. Cu judecățile care se fac dumneavoastră la noi aici. Faceți afirmații fără ca să le puteți proba. Adică nu dispar 1 miliard și ala Șor, nu are nicio atribuție. Cu 1 miliard și ala. Dumneavoastră, noi vorbim din 2015 despre miliard. Ui. Și ați venit dumneavoastră la putere împreună cu PAS și tot vorbim despre miliard. Avem o situație, Domnul Ciurea, din păcate... aici, ca să nu întrăm în ridicol, noi nu vorbim despre ce culoare are elefantul din cameră. Deci noi știm că cu toată lumea că Șor are de răspuns în fața justiției și că fentează justiția de 7 ani de zile. Înseamnă că așa justiție avem, ori e nevinovat. Aici nu. Avem așa justiție care aș vrea să intervin aici. Dumneavoastră faceți de... foarte urât, da. Al nu știu cum. Înainte îl faceați al unor oligarhi. Acum nu mai știu al cum, dar nici nu puteți face joc cuiva, pentru că sunteți deja aruncați de pas la coșul de legat de aceste acțiuni. Am supărat rău dacă... Ați supărat mai multă lume. Aberații spui aici. Fiecare om are dreptul să protesteze, să facă o acțiune, un marș. Noi am făcut unioniști foarte multe marșuri frumoase. Pe la toate colțurile ne pândeau, ne împiedicau, dar n-au reușit, ca să zic așa, să ne atragă în provocări. Deși, vreau să spun, domnule Moțpan, că noi am avut, și lui Cornel, îi spun, noi am avut mereu băieții de la Tira Stighina care erau organizați
Nu era un costum, nu era un ăs, era uniforme, dar erau mereu alături de noi pentru că să apere, să nu apare. Nu aveau tehnică specială. Nu aveau tehnică, dar era tehnică. Dar să nu apare provocatori. Că iertați-mă, da. Dacă la fiecare cot ba să te garbuz, ba să te șeli în centru, noi picolo, ba, toată vremea erau de ăștia care încercau să ne provoace. Și am reușit cu partenerii noștri care sunt de Consiliul Unirii, Tira Stighina, alții și eu sunt mulțumită de chestia asta. Dar sunt sincere fiecare, sau sunt create pentru a destabiliza situația? Calificativul sincer nu-l poți aplica aici. Aici eu aș vedea altfel. Eu niciodată n-am înțeles de ce puterea, guvernarea, nu are puterea, iertați-mă că mă repet, dar asta vreau să subliniez, de ce se cheamă puterea? Trebuie să ai putere nu să oprim, nu să reprim, dar să ai puterea să dialoghezi, să dai mesaje, să convingi oamenii, să-i atragi de partea ta, să nu-i lași pe mâna celor care atât de ieftin, ca să zic așa, parcă așa inducem ideea asta, sunt convinși de alții. Dar, într-adevăr, când s-au făcut mai multe declarații în spațiu public, iar l-ascultam zilele trecute și pe Ștefan Gligor, care zicea într-un video, domnule, păi acolo se dă pâine ieftină, la preț redus, încolo încoace. Deci, eu îmi pun întrebarea, sistemele, instituțiile noastre, ca așa spunea doamna Adam, că instituțiile funcționează bine și la parametri normali. Păi instituțiile noastre, justiția, au puterea să demonstreze și să ne convingă că aceste acțiuni sunt ilegale, că ele că sunt pasibile de a fi reprezentanții lor atrași la răspundere, să vină cu dovezi, să arăt ce se întâmplă. Sunt sau nu sunt? Dar când mă uit că oamenii pleacă din justiție, există o rezistență, în opinia mea, și cred că vor fi colegii de acord, o rezistență a sistemului față de putere. Și iată, anume această rezistență îmbinată cu nemulțumirea populației, dar nemulțumirea este mult pentru că situația, nimeni nu-i vinovat că s-au întâmplat crizele astea, dar dacă ești la guvernare, o rezolvi, vă te dă la o parte. E cel mai bine ca, așa cum spune domnul Moțpan, să avem dialog cu forțele care nu sunt destructive, care nu vor să manipuleze, să facă populism. Dar să vedem cum, fraților, ieșim din situația asta atât de grea. Pentru că situația, într-adevăr, e grea. Criză peste criză, pericole peste pericole, amenințări. Iată de ce, dacă ar fi puterea, într-adevăr, să găsească niște căi, niște posibilități, chiar soluții, opinii, cum să facem să potolim lumea asta, cum să le dăm o șansă ca ei să creadă în noi și să creadă în bine. Ați spus de chestia asta cu... Domnul Pavlicencu, mai sunt și ceilalți invitați în platou. Okay. Iată cererea lor de a fi plătit facturile pe 3 luni. În Germania au plătit pe decembrie. Eu nu știu, 3 luni, poate că nu știu, dar... serios, vorbiți despre... În Germania... Asta este cel mai populist, cea mai populist cerere care poate exista. Plătit, eu înțeleg, da. În Germania, dumneavoastră încercați acum să faceți comparații între Republica Moldova și Germania? Sigur că după toată presiunea care a fost pus pe o clipă, nu facem comparații, spun că există precedent. Dar la ajutoarele care vin, haideți să ne gândim, poate că e posibil, dar poate că nu, pentru că dacă schemele mai sunt... E posibil. Dacă schemele mai sunt... Domnul Ciurea spune că este posibil. Corupția, din banii care clipă, poate ușor să-i întoarcă. Corupția, asta da? Da. Dar asta justiția trebuie să o facă, domnule Mișă. Păi n-o să o faceți dumneavoastră sau eu. O să o facă justiția. Întrebarea este de ce justiția nu vrea să se autopurifice, să se alăture intenției și programului guvernării de a face curățenie, de a o face imparțială, de a nu a fi acaparat politic. Iată, este sisteme care trebuie discutate. Și atunci punem întrebarea. Este viabil și funcționabil și funcțional acest stat sau nu? Și atunci e clar că te poți aștepta la orice. Domnule Sola, ce părere aveți dumneavoastră despre aceste încercări de pe interior pentru a crea mai multă destabilizare la Chișinău, pe fondul contextului regional, așa conflictului pe care îl avem, a războiului din Ucraina? Dumneavoastră ați întrebat ce fac partidele politice în situația respectivă. Eu vreau să spun că în Republica Moldova sunt și partide extraparlamentare, dar care au viziuni pro-europene și ar fi bine ca să avem o platformă de discuție și să putem contribui și noi la
dezvoltarea Republicii Moldova, să venim cu anumite soluții pe toate domeniile. Eu vorbesc aici și din sectorul economic, și agricultură, și securitate, și justiție, pentru că astăzi noi observăm că actuala guvernare nu are capacitatea respectivă și este nevoie de a fi implicare cu cât mai mare din partea societății. Nu neapărat numai de la un anumit partid politic, dar important ca să fie un dialog cât mai larg. Și aici vreau să menționez, să dezvoltați un pic ideea, da, vă rog, și să ne spuneți dacă partidele extraparlamentare se vorbesc între ele pentru a avea o poziție comună, pentru a ajuta inclusiv autoritățile. De fapt, aici e ajutor pentru cetățeni, că nu autoritățile câștigă în ultima instanță. Și dacă există vreun mecanism prin care să convingeți populația că nu o face pentru rânza moldoveanului, că până la urmă partidele urmăresc să ajungă la putere, dar apropo, o fac pentru doamna Pavlicencu. Eu am spus prezonă. Nu, dar am spus că populația salută un dialog între partide. De multă vreme spun, de ce nu vă uniți să faceți o forță mai mare? Am pus eu întrebarea asta, vă rog, astăzi acest deziderat integrarea în Uniunea Europeană este demonstrat și prin sondajele de ultimă oră că majoritatea cetățenilor din Republica Moldova își doresc acest lucru. Prin acțiunile care le vedem astăzi destabilizatoare, este riscul mare ca Republica Moldova la următoarele alegeri să nu obțină mandatul de la cetățeni, inclusiv și la alegerile locale, dacă nu ne consolidăm și nu venim cu un mesaj clar către cetățenii din Republica Moldova, și aici deja trebuie efortul să fie comun. Pentru că situația e foarte complicată, nu în zadar oamenii au ieșit în stradă, nu în zadar astăzi cetățenii Republicii Moldova depopulează țara, numai din motive că situația este complicată. Și noi trebuie să o recunoaștem. Și dacă nu ar fi astăzi partenerii noștri, în special România, am observat că vin din Statele Unite, din Uniunea Europeană și alți parteneri care să ne ajute cu adevărat, ăsta e unul, că avem pe de o parte un ajutor și un suport, dar noi trebuie aici, pe intern, să ne consolidăm și să venim cu soluții autentice în rezolvarea problemelor cetățenilor. Eu nu mai dau propoziție, vă spun, uitați-vă, ați întrebat ce am propus. Iată, noi am antamat un dialog încă din august, v-am spus, și avem discuții și considerăm că, într-adevăr, partidele pro-românești și unioniste la fel trebuie să fie pe o platformă comună pentru a veni ca o alternativă. Dar celelalte, domnul Pavlicencu, deci dumneavoastră mergeți direct într-o hudiță politică și atât. În primul rând, în august, a fost și pas la discuții și am continuat discuțiile astea. Dar... Deci haideți să vorbim, fiecare cu culorile sale. Nu, și consider că, într-adevăr, în poziția noastră a fost întotdeauna ca să fie o platformă euro-unionistă. Pentru că și unioniștii și pro-europenii merg spre vest. Haideți să vedem. Noi vedem prin Unirea Cromniei, îi văd direct în UE să vedem cine va avea dreptate. Tot mai mulți îmbrățișează acum ideea că cea mai scurtă cale e prin reuniri. Asta e una. Doi. Acum, înainte de a fi votat, de a fi prezentat și votat guvernul recean, am trimis solicitarea noastră a grupului de integrare românească. Am trimis solicitări și am publicat și pe Facebook ideea ca să avem un dialog, să vedem cu ce putem ajuta. I-am scris domnului Igor Grosu și doamnei Veronica Roșca cu ce putem noi ajuta și dacă nu e nevoie cumva de o întâlnire, să vedem dacă putem contribui la o formulă mai bună și cu ideile noastre, cu propunerile noastre, că noi ne axăm pe integrarea românească cel mai mult, pe care în 2014 am formulat-o foarte clar cu puncte care se realizează. Iată un caz, un exemplu sunt posturile vamale despre care se vorbește la frontiera cu România. Deci există dorința, trebuie deschiderea din partea guvernării. Doamna Adam, în primul rând, dacă există un răspuns pe care autoritățile, probabil deja că am vorbit în câteva emisiuni anterioare, ce cu acest scut a poporului? Dacă funcționează pe bază legală, din ce bani
Probabil că această întrebare trebuie să o acordați Ministerului de Interne. Da, bine, vă o adresez și eu dumneavoastră, pentru că sunteți deputat, reprezentant al poporului, sunteți la guvernare, respectiv vă interesează și vă întreb și eu. La acest capitol nu am un răspuns. Întrebarea trebuie adresată Ministerului Afacerilor Interne. În contextul discuțiilor din platou cu privire la propunerile din partea colegilor din partidele extraparlamentare, eu nu văd de ce sau ce v-ar sta în cale să ajutați Republica Moldova în parcursul european și în consolidarea ideii europene, prin simplu motiv de a discuta cu oamenii și a explica care este situația reală. Republica Moldova trece astăzi printr-o criză nemaipomenită din cauza războiului din Ucraina, dar și a mecanismelor, să zic așa, concertate de Rusia pentru a șantaja energetic țara noastră și pe acest fundal, iată, provocarea acestor proteste. Și aveți dreptate atunci când ziceți că aceste proteste nu sunt unele, să zic, autentice, pentru că vin cu solicitări absolut populiste. Nu poate statul să acopere integral facturile. Ori guvernul a făcut deja mai mult decât a fost în puteri să vină cu ajutor cetățenilor și să compenseze pentru marea majoritate a cetățenilor mai mult de jumătate din factură. Respectiv, am majorat salariile, am venit cu majorări pentru la pensie, am venit cu alocații unice de 1500 de lei pentru pensionarii care au o pensie mai mică de 5000 de lei și cu 3000 de lei pentru toți bugetarii. Deci guvernul face tot ce îi stă în putere ca să ajute cetățenii să depășească crizele în care s-a pomenit Republica Moldova. Dar cetățenii mulțumesc. Trebuie să fie conștienți. Nu mai avem timp. Că da. Toată această problemă. Nu e la locul lui. Dar eu vă mulțumesc că nu mai avem timp. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru o discuție, doamnelor și domnilor, atât pentru această oră. Ne revedem luni viitoare la aceeași oră. Toate bune!